piftele să fac, dar toci carnea de pește, o iei de pe oase, dacă este crap, iei cu mâna alea mari și vezi cam ce poți să scoți cu mâna. Eu le scot, le iau așa cu cuțitul și le scot oasele. Numai alea mici din interior. Toc de două ori, ca să nu fie oase deloc. Și după ce tot, și apoi puțin usturoi, pui puțin piper, puțin cimbru, dacă vrei un pic de zarzavat, ceva, pătrunjel, sau în special eu pătrunjel pun un pic, dar nu mult, că după aceea se arde. Și usturoi înăuntru. Și le faci și le prăjești. Asta e toată șmecheria. E un pic de muncă la ele, că trebuie să le frământ, să le scoți oasele, să le toci de două ori, e bucă la ele, dar sunt bune.